Criza refugiaților a ajuns motiv de discriminare. Republica Moldova este criticată de un ONG din domeniul drepturilor omului că a izolat refugiați de etnie romă de ceilalți cetățeni ucraineni. Autoritățile au îndrumat personalul și voluntarii implicați în gestiunea refugiaților să cazeze cetățenii romi în unități speciale administrate de guvern. Organizația Human Rights Watch critică autoritățile din Republica Moldova pentru modul în care au gestionat criza refugiaților din Ucraina, în special în cazul etnicilor romi. Într-un raport publicat se menționează că țara noastră a ales metoda izolării romilor refugiați, ceea ce reprezintă un tratament ilegal și discriminatoriu. În raport se menționează că, indiferent de problemele economice și sociale cu care se confruntă Republica Moldova, guvernul are responsabilitatea să se asigure că refugiații nu sunt discriminați pe criterii etnice. În comunicatul emis de organizație se mai menționează că autoritățile guvernamentale au permis și în unele cazuri au îndrumat personalul și voluntarii să cazeze în mod separat refugiații romi în unități speciale precum ar fi manej. Amintim că acesta nu este primul scandal legat de criza refugiaților ucraineni în care sunt implicate autoritățile moldovenești. Agenția ONU pentru refugiați a respins criticile președintelui Parlamentului Igor Grosu în legătură cu ajutorarea cetățenilor ucraineni din Republica Moldova. Săptămâna trecută Grosu a declarat într-un interviu pentru postul public de radio că Agenția ONU pentru refugiați acționează foarte lent și din 92.000 de refugiați au primit ajutoare doar 30.000. Vă spun părerea mea, eu nu sunt mulțumit de felul cum, la moment, Organizația Națiunilor Unite pentru Refugiați gestionează acest proces. Pentru că ultimele date care le-am obținut de acum o săptămână, săptămâna trecută, doar 30.000, undeva 30 ceva de mii de familii de refugiați ar fi beneficiat. În timp ce sunt undeva, avem vreo 92.000 de refugiați. Și mai mic este numărul beneficiarilor pe linia, a doua linie de suport pentru familiile gazdă. De cealaltă parte, ofițerul de legătură cu autoritățile publice de la Chișinău al Agenției Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați, Sergiu Găină, a declarat pentru Europa Liberă că până acum au fost oferite indemnizații lunare pentru 51.000 de refugiați, iar 8.000 dintre ei au primit indemnizația lunară și a doua oară. Oficialul a mai menționat că președintele Parlamentului operează cu cifre vechi de acum 2-3 săptămâni. Între timp, premierul Natalia Gavriliță a declarat la Davos, unde participă la Forul Economic Mondial, că apreciază modul în care a gestionat criza refugiaților ucraineni.